vizită care era așteptată de mult, pentru că în Kuwait România este apreciată și iubită, având în vedere rolul pe care noi l-am jucat atunci în 90. Proiecte concrete pe agricultură, sănătate, IT și infrastructura energetică. Fiecare ministru și-a întâlnit omologul. Urmează o vizită la București, cât mai curând, a primului ministru, pentru a vedea ce proiecte putem să implementăm și pentru a concretiza lucrurile pe care le-am declanșat prin această vizită. Care este proiectul concret pe partea energetică? Partea de pregătire a, în cadrul universităților noastre, a celor de aici, și prezența companiilor românești în proiectele de infrastructură energetică care au fost lansate de către guvernul din Kuwait. Și pe agricultură? Pe agricultură, găsirea unei soluții pentru ca produsele agroalimentare românești să intre mai repede și mai ușor pe piața din Kuwait și pe piețele din Golf, unde este foarte mare nevoie și unde n-am știut să ne promovăm și să asigurăm condiții de transport suficiente. Am zis că și pe sănătate a fost semnat un protocol important. Dacă ne pe sănătate vedea. Există o colaborare care se va accentua în ceea ce privește pregătirea în România a medicilor și a sistemului de urgență. Domnul Arafat de aceea a fost aici. De asemenea, prezența medicilor români, asistente și participarea la dezvoltarea sistemului de sănătate, noi spitale care se construiesc în Kuwait. Mulțumim.